Se pare că așa este menit să fac aceste hauluri de la Jumbo o dată la 2 ani. Acum 2 ani, pe vremea asta, cam am făcut primul haul de la Jumbo, acum îl fac pe al doilea, deci pregătiți-vă că în 2022 o să vină și al treilea haul de la Jumbo. Am fost în Jumbo în Suceava și am comis-o, bineînțeles, dar să spunem că îmi permit, având în vedere că mă duc atât de rar, însă să știți că am fost puțin dezamăgită de ce am găsit acolo. În primul rând, la anumite produse, prețurile erau cam mari, cam măricele așa pentru Jumbo, așa mi s-a părut. Apoi, la anumite categorii, am găsit produse pe care le văzusem și acum 2 ani, când a fost. Și mă așteptam totuși să văd niște chestii noi, au trecut 2 ani totuși, de când a fost ultima oară, așa că, da, să spunem că am fost puțin dezamăgită de treaba asta. Însă, asta nu înseamnă că n-am ieșit cu dita mai sacoșa de acolo plină și cu portofelul mai ușurel, mult mai ușurel. Vă arăt îndată sacoșa, după care am să scot totul din ea, ca să nu foșnim, să nu facem gălăgie și vă prezint produsele. Sunt și eu în spatele sacoșei, să știți, aici sunt, da? Cam așa arată și nu intră toată în cadru, așa că am să o las deoparte și după cum spuneam, am să scot totul din ea. Însă, înainte să încep toată prezentarea, vreau să vă spun că sper că este ok imaginea, pentru că am un obiectiv nou și este prima oară când filmez cu el. Mă rog, l-am mai testat eu așa pe aici, pe acolo, dar e prima oară când filmez pe bune cu el, așa că sper din suflet că se vede ok, că este încadrarea bună, că este ok imaginea, pentru că de asta l-am și luat. Ca să fie mai clare filmările, să fie mai ok lumina, să fie mai bună calitatea, bineînțeles depind din nou de soarele care intră și iese din nori, dar spuneți-mi în comentarii așa per total cum se vede. Acum am să deșart această pungă și revin. Ok, să știți că n-am o ordine anume, n-am stat să le pun pe categorii, dar am să încep cu aceste perne pentru scaune, pe care știu că nu le vedeți bine, nu intră în cadru cu totul, dar am să le filmez exact cum arată puse pe scaune. Le-am luat pentru scaunele de pe balcon și sunt prea mari. Știam că sunt prea mari, le-am văzut în magazin că sunt mari pentru scaunele noastre, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult modelul. Mă trimite cu gândul undeva la Spania, Portugalia, pe acolo, modelul acesta. Și scaunele noastre, setul nostru pentru balcon este galben, așa că m-am gândit că merge ceva colorat. Și astea au fost 25 de lei fiecare, dar nu știu la toate produsele prețul, așa că mai bine am să-l trec undeva jos, ca să știți exact. Da, astea sunt și se prind la spate cu un elastic. Am mai luat două suporturi de pahare pentru mașină, pe care nu le vedeți aici pentru că sunt în mașină, le-am scos deja, însă le-am făcut niște poze și am să le inserez undeva pe aici, ca să le vedeți exact. Acesta este un suport de la Classic, care se pune la ventilație, este foarte ok, funcționează cum trebuie. Acesta e puțin mai ciudățel și nu prea îmi place. Vine cumva cu o bară de aluminiu sau ceva de genul, de metal, și se prinde la geam, la portieră, cumva. Și e cam ciudățel, nu stă foarte bine, însă ăsta e foarte ok. Bun, cam astea au fost chestiile serioase, sincer, și acum trecem la prostii, pentru că, da, bineînțeles că a căzut ceva pe jos, trecem peste. De-aia mergem în Jumbo, nu, ca să ne cumpărăm prostii. Bun, am un suport pentru telefon, este de acela cu un braț de la lung, se prinde cu un clips de masă sau unde vrei tu să-l prinzi și telefonul se pune sus. De mult îmi doream așa ceva, deci să spunem că asta nu e chiar o prostie, pentru că atunci când fac Insta Stories și vreau să mă filmez sau să filmez ceva, trebuie să stau cu telefonul în mână, mai tremură mâna, se mișcă imaginea și tot așa. Așa că sper ca această chestiuță să mă ajute și sper să nu-mi strice telefonul, pentru că am mai auzit că chestia aia, clipsul ăla care prinde telefonul, posibil să strângă prea tare și să mai provoace daune. Sper să nu fie cazul. Bun, n-am să știu unde să le mai pun pe lângă mine. Mi-am luat niște bureți. Hai mai că nu mi-am luat chiar prostii. Acum când le văd, îmi dau seama că nu sunt toate prostii. Bun, mi-am luat niște bureți din aceștia magici, cum le spunem. Eu mai am ceva de genul de pe AliExpress, din Chinatown, și sunt foarte, foarte buni. Sper ca și ăștia să fie la fel. Eu îi folosesc în special pentru pereți. Pur și simplu se umezește buretele și încep să ștergi cu el și se duce aproape orice pată, orice murdărie, și el se dizolvă pe măsură ce freci acolo pe
pată pe suprafață și la un moment dat dispare, să spunem așa, dar ține, să știți că ține ceva, acum depinde și câte pete ai, ce suprafață ai de șters, dar cei pe care am de pe AliExpress m-au ținut mult, chiar mult, bine, nici nu i-am folosit așa, nu știu, fiecare zi, odată la ceva timp mai iau și mai curăț pereții și nici nu se duce stratul de var, ca să spun așa, adică e ok, se duce strict murdăria, acum nu știu dacă freci de 100 de mii de ori în același loc, posibil să ajungi la tencuială. Da, ăștia au fost și sunt doi bureței de ăștia în pachet. Mi-am mai luat niște clipsuri de astea pentru perdele, îmi doream de mult așa ceva. Bine, eu voiam altceva, voiam genul acela cu magnet, care se prinde cu magnet, dar am găsit modelul ăsta cu clipsuri, sper să fie ok. Acum mă gândesc să nu fie prea mic clipsul și să nu prindă cu totul draperiile pe care le am, pe care le-am aici în fața mea, de asta mă uit aici, sunt destul de grosuțe, s-ar putea să nu le prindă cu totul. Da, mi-a plăcut modelul și de asta le-am luat, dacă nu merg pentru draperiile astea, am să le folosesc pentru alte perdele. Mi-am mai luat niște protecții din acestea pentru prize, pentru copilaș. Nu am copii și nu o să vin în viitor apropiat, însă am niște prize fix în spatele plitei în bucătărie, care vă dați seama că se murdăresc, sare ulei, sare mâncare și e foarte, foarte greu să le cureți. Așa că m-am gândit eu că s-ar putea ca aceste chestiuțe să mă ajute să le pun acolo și să nu se mai murdărească atât de tare prizele. Acum o să văd dacă ideea mea se aplică și în realitate, dar da, le-am luat, oricum au fost scumpe și am să folosesc și pentru baie, la fel am niște prize în spatele chiuvetei, cumva, mă rog, lângă chiuvetă și se murdăresc destul de repede, intră praful și alte chestii și am zis că poate funcționează și pentru alea. Mi-am mai luat un set din acesta cu ață de cusut. Eu cos cam o dată pe an, maxim, nu-mi place să cos. Însă am zis să fie acolo, în caz că trebuie. Aveam papiote cu ață albă și neagră în casă, dar nu aveam și de-astea colorate, roșu, albastru și un gri. Și mai trebuie câteodată, așa că am zis să fie, să nu trebuiască, oricum o să mă țină ani de zile papiotele astea, dar să fie acolo când o să am nevoie. Am luat un carnețel din acesta pentru Tibi, că trebuie să iau și lui ceva dacă m-am dus în jumbo. Este simplu, dictando. Dar mi-a plăcut coperta, bineînțeles că este așa cu hartă și văd că este murdară sau ceva. Da, trecea peste. Acesta este, are, nu știu câte foi are, are 100 de fil, deci e ok. Bun, și mai am niște carnețele, dar nu știu exact pe unde sunt, când le găsesc am să vi le arăt. Hai să trecem la jazz. I-am luat și lui jazz ceva, bineînțeles. I-am luat o pulpiță, fix aceeași pulpiță pe care i-am luat-o și acum 2 ani. V-am zis că am găsit cam aceleași produse, însă pulpița asta a fost una din jucăriile lui preferate din toate timpurile. Nu mai există săraca că a fost distrusă de mult, așa că am zis iau una nouă, tac. Și i-am mai luat un rilă, iepurilă din ăsta, cu urechile lungi. Aproape că mi-e milă să-l dau, că știu că o să-l distrugă din prima. Da, asta este. E foarte simpatic, are și dințișorii. Și i-am mai luat o zgardă, fix aceeași zgardă pe care i-am luat-o și acum 2 ani. Mi-a plăcut mult și atunci, mi-a plăcut și acum. Am căutat ceva nou, dar n-am găsit. Mă rog, aveau, dar erau de alea mari pentru câini, de aia. De peste 50 de kg și nu este cazul la jazz, el are maxim 5, așa că i-am luat-o pe asta. Am mai luat niște suporturi din astea pentru dosare, pentru foi. Am luat două așa, cu flamingo, stați, cred că așa vedeți mai bine, cu flamingo așa de vară și ananas și tot felul de chestii. Și astea sunt niște seturi cu câte două, deci am 4 în total. Și am mai luat din astea simple, negre, ca să fie și din astea așa, da. Mă rog, sunt plictisitoare, dar lui Tibi cred că îi plac mai mult astea și astea sunt single, ca să le spun așa, e câte unul în pachet. Am mai luat un pachet din asta mare de dischete de machiante. Dacă știți, dacă mă urmăriți, eu folosesc dischete de machiante reutilizabile, așa că nu prea aș mai avea nevoie de așa ceva. Însă, îmi mai trebuie atunci când vreau să îndepărtez oja de la picioare, pentru că la mână am semi, îl mai curăț pe jazz la ochișori cu astfel de dischete și, mă rog, mai trebuie din când în când. Și pachetul ăsta cu 200, de fapt, e un pachet mare cu câte două
mai mici decât de 100, o să mă ajungă mult, mult, mult timp, pentru că nu le mai folosesc pentru demachiat, așa că nu se mai consumă atât de repede. Sper să fie ok, le-am luat să fie din 100% bumbac și așa sunt, zice că sunt moi și absorbante, mă rog, am să văd. Sunt pătrățoase așa, deci nu sunt rotunde. Am să le testez și am să văd cum sunt. Am început să arunc lucruri pe jos, pentru că nu mai încap pe aici. Mai am... ok. Râd pentru că este comică povestea din spate. Mai am niște stickere de genul acesta. Nu sunt eu mare fan stickere, adică nu folosesc, însă avem un suport pentru telefon în mașină cu o poză, cu o domnișoară foarte senzuală, să-i spunem așa, are o privire foarte seducătoare. Și nu ne place nici mie, nici lui Tibi, adică nu sunt eu de vină, da? Și el a spus că n-ar vrea să o vadă neapărat pe domnișoara aia acolo. Așa că am zis, hai să iau niște stickere și să-i lipesc unul pe față, am să văd care o să funcționeze. Smile-ul ăsta e simpatic, dar și chestia asta cu first class, bon voyage, cred că se potrivește mai bine că e așa dreptunghiular, I love travel, în fine. Nu contează neapărat ce scrie, contează să îi acoperim fața domnișoarei. Mai departe, am luat o pernă din aceasta pentru călătorii, care e foarte moale și foarte faină. Eu aveam ceva de genul din Pepco, însă era cu biluțe din alea mici, 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 înăuntru și aveam două. De fapt, încă le mai am două. Numai că una din ele are o fisură foarte mică și am început să iasă toate biluțele alea. Știu că eram pe tren la un moment dat și tot vedeam pe umăr biluțe, 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 ce se întâmplă și după aia mi-am dat seama că au ieșit din pernă. Însă asta e cu spumă de memorie, nu știu dacă e chiar spumă de memorie, dar așa se simte și se poate și scoate husa, are aici fermoar, se poate scoate, se poate spăla, e foarte ok. Și acum îmi pare rău că n-am luat două, l-am întrebat pe Tibi dacă vrea și el, a zis că nu-i trebuie, nu știu ce, dar după ce am văzut că e ok calitatea, mai bine mai luam una, asta este. Dar e ok, peste 2 ani când mă duc în jump, o să ar putea să găsesc, pentru că nu schimbă prea des produsele. Vă spuneam mai devreme de alte două carnețele, acestea sunt, da, știu, știu, hai, spuneți-mi că sunt copilărești și puțin chicioase, însă au animăluțe pe copertă, așa că a trebuit să le iau și nu sunt amândouă ale mele. Unul este pentru sora mea, care probabil cu ocazia acestui clip va afla că are un carnețel cu un cățeluș și o pisică. Mi s-au părut simpatice, ce să mai, da, na, am 12 ani, asta este. Sunt cu un cățel, pisică, roz, chestii, bulinuțe și pe spate are bulinuțe. Și înăuntru e simplu, gen dictando așa aliniat și se închide cu magnet. Da, hai să trecem peste asta. Mai am. Asta, chestiile astea le-am văzut într-un alt haul jumbo, dar nu mai știu la cine, dar mi-au plăcut. Sunt niște clești imeși. În mod normal, ei sunt pentru prins prosopul de plajă de șezlong sau văd că scrie aici pentru covoare și plăpuri. În fine, eu le-am luat pentru sacul de mâncare al lui Jez, sac de la mare, care nu prea poate fi prins cu nimic odată ce este desfăcut. Așa că am luat cleștii ăștia. Chiar în clipul ăla cu holul din jumbo, nu mai știu cine l-a făcut, chiar îmi pare rău. Dar fata care a făcut clipul spunea că tot pentru asta a luat clipsurile astea, ca să prindă sacul de mâncare și mi s-a părut o idee bună. Uitasem de ei, dar i-am văzut așa când mă îndreptam spre ieșire și i-am luat repede. Sper să și funcționeze. Mai am un set de prosopele, ca să nu le spun cârpe. Dar în limbajul autohton le spunem cârpe. Sunt din acelea specializate, ca să le spun așa, pentru anumite zone ale casei și am așa, astea sunt universale. Asta este pentru mobilă, asta pentru oglindă, pentru bucătărie și pentru baie. Eu am ceva de genul din Pepco și sunt foarte bune, îmi plac foarte mult. Acolo sunt doar 4, cred, nu 5 ca aici. Cel puțin prosopelul de oglindă slash geamuri e foarte, foarte ok, curăță bine, nu lasă urme și la fel și cel pentru bateriile de la chiuvetă, de la cadă, lustruiește instantaneu. Sper să fie ok și astea. Inițial am crezut că sunt câte două pentru fiecare categorie, ca așa pare când le vezi, însă nu, e unul singur și împăturit astfel încât să pară că sunt două și sunt mult mai groase decât ce am eu din Pepco. Cam așa arată și e puțin buretat, așa. Sper să fie ok. Sunt și mai mici decât cele din Pepco, dar vom vedea cum sunt. Am să vă țin la curent printr-un vlog, probabil, și am să vă spun dacă funcționează sau nu. Oricum, setul ăsta a fost vreo 5-6 lei, deci
nu e foarte scump. Mai am o mini racletă din asta pentru oglinzile de la mașină. Nimic interesant aici. A, aici este ceva interesant. Am găsit treaba asta. Și mă uitam la ea și mă gândeam ce o fi chestia asta. Pare un instrument de tortură, însă nu. Este un instrument cu care îți cureți peria de păr. Este chestia de care nu știai că ai nevoie și credeți-mă că de multe ori mă gândesc cu ce să mai curăț peria de păr. Stau și o frec cu mâna și nu știu ce și nu se curăță niciodată cum trebuie. Dar acum am trebușoara asta și chiar sper să funcționeze. Practic razi acolo peria de păr și ar trebui să ia toată mizeria și părul rămas. Om vedea cum funcționează. Eu am crezut că se mai lățește, așa ca să spun, se mai răsfiră țepește, dar nu. Așa este și așa erau toate, deci nu e asta cu defect. Așa că, da, am vedea cum funcționează. Teoretic ar trebui să meargă, pentru că sunt ascuțiți ăștia și ar trebui să radă tot ce e acolo. Acum sper să nu-mi stric peria de păr cu chestia asta. Om vedea, om trăi și om vedea. Mi-am mai luat o pilă din asta pentru tălpi, pentru picioare. Aici are pilă, aici are piatră din aia pons și o perie. Peria nu cred că am să folosesc, dar aveam nevoie de așa ceva că o aruncasem pe aia veche și n-am mai apucat să-mi cumpăr. Mai ales acum vara când folosesc sandale, am nevoie pentru călcâie. Mai am un set din acesta de odorizante. Sunt 4 cu fructe de pădure, ceva bumbac, aromă de aia curată, să spun așa. Cu lavandă și cu vanilie, nu știu cum sunt, dacă sunt bune, dacă miros, dacă fac ceva, dar am zis că hai să le încerc. Le-am luat în principal ori pentru baie, ori pentru dulapuri, pentru dulapul de papuci, pantofi, în fine. Mai pun câteodată și acolo unde țin coșul de gunoi, ca să da, nu mai miroase așa urât. Da, o să văd cum sunt, n-am mari speranțe, să știți, la ele. Am luat o chestie foarte interesantă, asta tot așa pe la casă am văzut-o la ieșire. Este o lampă, din păcate nu m-am gândit să-i pun baterii ca să vedeți cum funcționează. Ea se deschide așa și poate să stea și așa, și așa, și așa, depinde cum vreți voi. E din aia cu LED. Așa. Și de aici se aprinde și are 3 trepte de intensitate. Sper să funcționeze, pentru că n-avea baterii, deci nu știu dacă merge sau nu, dar să știți că era una acolo de test și lumina destul de tare. Și eu n-am nicio lampă în casă, surprinzător, așa că am zis că hai să o iau pe asta. Pentru 15 lei cred că a fost, deci nu e mare pagubă. Și aproape că am ajuns la final, mai am 2 chestii să vă arăt. Mi-am luat 2 boluri. Boluri pe care le-am văzut, ghiciți ce, și acum 2 ani când am fost în Jumbo și nu am luat. Au niște chestii foarte faine acolo, la ceramică, la boluri, la farfurii. Le-am găsit acum, am zis că hai că le iau, nu mai aștept. Stați așa că am să fac puțină gălăgie. Sunt la fel amândouă, care am luat ca să fie un fel de set. Acesta este, mi-a plăcut foarte, foarte mult și interiorul, dar și exteriorul este foarte fain. Îmi place mult modelul ăsta așa. Ca și pernele pentru scaune pe care vi le-am arătat la început și bolul ăsta mă duce cu gândul undeva acolo la peninsula iberică. Și sincer, de-abia așteptam să fac holul ăsta ca să pot să le folosesc și să mă bucur de ele. Și ultimul produs și cireașa de pe tort, ca să-i spun așa, este chestiuța asta foarte, foarte, foarte simpatică. Este o lampă pentru citit. Mă rog, se poate folosi în 2 feluri. Vedeți că are și suportul ăsta. Arată fix ca o mini-lampă, ca o lampă în miniatură. Spune că dacă fixezi pe suport, este foarte ok ca să-ți faci manicura. Ok, credem pe cuvânt, însă eu am luat-o pentru citit. Se prinde clipsul ăsta de pagini, efectiv, și ar trebui să ajute. Sper să fie destul de puternică lumina. Are un singur LED acolo undeva, așa că sper să fie ok. Am văzut ceva de genul la Sabina. Da, la Sabina Rusescu. Te salut dacă te uiți, te pup. Și mi s-a părut super, super interesant. Și acum când am ajuns și eu în Jumbo, m-am uitat după așa ceva. Aveau foarte multe modele de lămpi din astea. Aveau și mai moderne și mai fâstăchii, ca să ne spun așa. Însă mie mi-a plăcut asta pentru că imită o lampă în miniatură. Și cam asta a fost tot. Mă așteptam să dureze mai mult holul ăsta, sincer, la câte prostioare am luat, dar hai că cred că m-am mișcat destul de bine. Acum trebuie doar să strâng tot ce am aruncat pe aici, prin jurul meu, și să pun fiecare lucru la locul lui, dar e ok că mie îmi place să fac ordine. Sper că v-a plăcut acest haul, spuneți-mi vouă ce v-a atras atenția din tot acest haul, sau în general ce vă place să vă luați din Jumbo, prostioare, chestii mai serioase, chestii utile, spuneți-mi în comentarii, aștept părerile voastre. A, și încă o chestie.
auzisem că s-ar deschide magazin online Jumbo. Trebuia cumva să se deschidă la finalul anului, prin decembrie, în 2020, însă, din cauza întregii situații, nu cred că o să se mai întâmple chestia asta, din păcate. Însă, poate, poate, la anul avem și noi noroc, ăștia care nu avem Jumbo în oraș, să putem măcar să ne bucurăm de magazinul online. Bun, hai că închei ca să nu vă mai rețin prea mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Spor la cumpărături dacă v-am făcut poftă de Jumbo și noi ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!